Bună tuturor și bine v-am găsit la Seara Chitariștilor numărul 9. Este prima ediție în care o să facem Seara Chitariștilor online. După cum știți, celelalte 8 ediții au fost concerte cu elevii mei care, a căror scop unic a fost să aibă experiența de scenă. Vreau să vă amintesc, cum v-am spus și la celelalte, acesta nu este un concurs. Acesta este un moment în care fiecare copil poate să-și depășească frica de scenă. Fiind într-o perioadă de izolare legată de pandemia pe care o trăim cu toții, și artiștii au avut multe schimbări majore, fiindcă s-au interzis toate evenimentele publice, astfel fiecare muzician trebuie să învețe să se descurce online, cel puțin momentan. Din punctul meu de vedere, este o ocazie unică pentru fiecare să învețe să se promoveze singur, să învețe să-și facă un canal de YouTube, să învețe să se filmeze, să învețe să își dea arta mai departe. Din acest motiv, fiecare elev cu care am lucrat online în această perioadă a avut de pregătit o piesă pe care a trebuit să o înregistreze singur. Să se filmeze, să-și aranjeze camera, să o editeze dacă e de tăiat începutul, finalul și să o încarce pe un canal de YouTube. Din acest motiv, fiecare copil pe care o să-l vedeți aici, am să las câte un link să vedeți unde puteți găsi în continuare să-l încurajați, pentru că pentru mulți de aici este primul filmuleț pe canalul lor personal. Eu mă numesc Igor și primul elev care o să cânte în seara asta este Luca Neguiță. Am să-i prezint în ordinea în care o să apară în această seară și Luca o să ne cânte acordurile, pentru că abia lucrăm la mâna stângă și am învățat acordurile de la piesa Prietenie de la 3 Sud-Est. O să aibă piesa în fondal ca să păstreze tempoul și ca să-și exerceze mâna stângă. Și plus la toate o să adauge și voce. Audiție plăcută! Luca Neguiță. Au fost mai mulți puțini, au fost prieteni adevărați. Oricând sunt, mă pot baza, suntem ca niște frați. Nu priviceam plantele leu, departe de casă. Fără un leu în buzunar, ce viață frumoasă. E dedicată celor care dau culoare vieții tale, pentru ei pahare sus. Prietenia, piatră rară, ori o păstrezi, ori pierzi-o comoară. Prietenia, piatră rară, tu s-o prețuiești. Prietenia, mia, piatră rară.
culoare vieții tale, pentru ei pahare sus. Prietenia, piatră rară, ori o păstrezi, ori pierzi o comoară. Prietenia, piatră rară, tu s-o prețuiești. Prietenia, piatră rară, ori o păstrezi, ori pierzi o comoară. Mulțumim mult, Luca! Acum o să trecem la Iris Buturugă, care o să ne cânte cu chitară și voce piesa Amintire cu Haiduci. Haideți să o ascultăm, vă rog! În continuare, o să o ascultăm pe Emma Sanchis, care o să ne cânte imnul cercetașilor. Câți dintre voi ați fost vreodată cercetași? Știți ce sunt cercetașii? Hai să ascultăm și să vedem. Plus la toate, vreau să vă anunț că Emma are mai multe piese pe canalul ei de YouTube și am să afișez link-ul în comentarii și mai sus în sugestii. Să o ascultăm pe Emma! Următoarea piesă ne va cânta Rareș Dumitrescu. Rareș Dumitrescu are o piesă de chitară lead, adică de chitară solo, care de obicei are nevoie de un acompaniament. În acest caz, cu Rareș am ajuns la concluzia
că el va face parte de lead și eu voi face parte de ritm. Desigur că la distanță, fiecare la casa lui, fiindcă nu avem dreptul să ne deplasăm. Dar a ieșit ceva foarte drăguț. Haideți să-l ascultați. When Johnny Comes Marching In. Acum am ajuns la Alexandru Jucălea. Alexandru o să ne cânte o piesă de la Five Gang. Foarte mulți fani, Five Gang, sunt în rândul copilor de vârsta lui și piesa pe care o va cânta el este Story. Vreau să vă mai spun că sunt foarte fericit că fiecare copil a găsit un mod inedit de a se prezenta. Unii s-au filmat acasă, unii s-au filmat afară. Alexandru s-a filmat lângă un foc. Haideți să ascultați cu toții pe Alexandru cum ne cântă piesa Story de la Five Gang.
În continuare, o vom asculta pe Iarina Popescu. Iarina a scris o piesă pentru mama ei. Am lucrat împreună la piesa asta înainte de sărbătoarea de 8 martie pentru că voia să-i fac o surpriză. Și plus la toate, după ce a scris piesa în limba română, s-a gândit să o traducă și în limba engleză. Piesa se numește My Beautiful Mother și este dedicată mamei Iarinei. Hai să o întâlniți! Bună tuturor! Astăzi m-am gândit să vă cânt un cântecel, chiar dacă a trecut deja 8 martie. Eu tot vreau să vă cânt un cântecel, așa, dedicat mămicii mele și sper să vă placă. Această melodie. Dacă nu știați, această melodie a fost compusă de mine, special pentru mămica mea de 8 martie. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și că mi-ați ascultat piesa. Sper că v-a plăcut și... Pa! În continuare, o vom asculta pe Andra Sabo. Andra Sabo, de asemenea, a făcut un filmuleț în aer liber,
O să vedeți că și-a luat tricoul cu Led Zeppelin, chitara ei cu sticăre și a mers în natură să filmeze această piesă, care este de la Billie Eilish. Foarte mulți de vârsta voastră, iarăși este fan Billie Eilish și piesa se numește Ocean Eyes. Hai să o ascultăm! Mulțumim mult, Andra! Vreau să vă spun că Andra are un frate mai mare, Tudor, cu care de fiecare dată când are ocazia se întâlnește și cântă câte ceva. Am să vă las un fragment din repetițiile lor de acasă, să vedeți cum cântă Andra parte de ritm la ukulele și Tudor parte de solo. Acum vreau să vă prezint pe Tudor Sabo, de care am vorbit mai devreme, fratele Andrei, care s-a filmat și el în aer liber cu o piesă din Minecraft. Câți dintre voi joacă Minecraft? Este o piesă care se numește Sweden și Tudor a făcut un cover de chitară foarte frumos și la început a pus și o filmare cu drona. Tudor pilotează drone. Hai să vă ascultăm pe Tudor! Thank you.
Bun! Acum vreau să vă spun că eu fac ore online de aproximativ 5 ani. Pentru mine nu a fost o mare surpriză să trec cu elevii mei pe online, chiar dacă înainte multor li se părea foarte sceptic și credeau că nu e eficient, că nu e sens. Să știți că următorul elev care o să ne cânte este lui, care stă în Franța. Cu lui lucrez doar online. O dată pe an sau de două ori pe an, lui vine în România și reușim să cântăm câte ceva împreună. De multe ori l-am invitat la celelalte seri ale chitariștilor, dar fiindcă stă în Franța, niciodată nu s-a sincronizat data pentru a apărea. De asta am să vă pun, în cazul lui, un filmuleț mai vechi în care cânta când venea în România și cântam împreună. Hai să ascultați! Acesta a fost un Hit the Road Jack și l-am lucrat în două chitare, una lead și una ritm. Fiindcă lucrăm la distanță, tot timpul depindeam de filmări de o deplasare de-a lui în România. Dar acum, în perioada izolării, s-a motivat și el să facă o piesă în două chitare, dar ambele le cântă el. Am învățat să monteze video și următoarea piesă este o improvizație de blues pe care lui a reușit să o înregistreze singur. Și să vedeți cum a ieșit. Acum o să ascultăm pe Mara. Mara Marțoiu, care o să ne cânte piesa Hiddens de la 21 Pilots.
Mulțumim mult, Mara. Vreau să vă spun că Mara și-a dorit de mult o chitară electrică și în sfârșit are una și am început să studiem o piesă care vă las un fragment să vedeți ce urmează mai târziu. Dacă o să căutați pe Mara și să o urmăriți, să vedeți că există și alte filmulețe care urmează să apară. Acum îl vom asculta pe Tudor Stanciu. Tudor este mare fan al trupei Imagine Dragons. Ne-a cântat mai multe covere până acum la celelalte seriale chitariștilor. Astăzi o să vă cânte piesa Hear Me. Hai să-l ascultăm! În continuare am să vorbesc despre Catinca Militaru. Catinca este prima mea elevă la chitară și de câțiva ani s-a mutat în India. Am continuat orele online și funcționează foarte bine și a evoluat foarte mult. De asta vreau să vă arăt, în primul rând, un filmuleț de acum 5 ani, de când ne cânta Catinca Moș Crăciun cu plete d'albe și apoi o să ascultăm imediat să vedeți cum a evoluat la o piesă de Caruli, care este muzică clasică. Thank you.
Și Catinca are un canal de YouTube și vă invit să intrați să-i apreciați piesele pe care le postează acolo. De asemenea, vreau să vă spun că Catinca a jucat într-un film românesc care se numește Breaking News, care există pe Netflix. Intrați să vedeți, să o ascultați cum cânta la început când avea chitară ei roz. Acum o să-l ascultăm pe Tudor Oprișan, care iarăși s-a exprimat diferit față de ceilalți și a făcut un clip întreg. Să vedeți cum cântă Radioactive de la Imagine Dragons și cum a lucrat pe editare video și pe sunet în această piesă. Tudor, și pe Tudor puteți să-l vedeți în mai multe filme în care a jucat, cel mai celebru fiind serialul Vlad de la ProTV. Iar acum o să-l ascultăm pe Alex Lincariu, care o să ne cânte Seek and Destroy de la Metallica. We'll be right back.
Vă mulțumesc mult că sunteți aici și că ați participat la Seara Chitariștilor numărul 9. Este prima ediție de Seara Chitariștilor online și vreau să repet încă o dată. Majoritatea elevilor pe care i-ați văzut aici au canal de YouTube. Am să las în descriere. Intrați să-i susțineți, să dați subscribe și follow pentru că pentru un artist este important acest lucru. De asemenea, vă aștept în continuare pe canalul meu personal, pe playlistul Guitar Coach Bucharest, să vedeți și ceilalți elevi cu care lucrăm împreună. Și vreau să vă mulțumesc foarte mult că susțineți arta și că participați la evenimente de tipul ăsta. Eu sunt Igor, să aveți o zi frumoasă!